Astfel. Progres dublu chiar, notate dublă. Haide mă. Și 6 cm în spate, pus un kil 700 pe tine și încă ai abdomen? Da, da, și cât de corect a fost abdomenul, da. La modul ăsta. Și dacă și voi vreți să faceți o schimbare și vreți să apăreți ca el pe canal, nu uita să... Dacă faci 10, și vrei să faci? Dea lumea 10.000 de like-uri. Dar zi-mi sincer, pastile sau injecții? Injecții. Vreți să facem post-challenge? Eu cu Silviu și cu Ghidușia. Salutare, oamenii mei, și bine v-am găsit la un nou vlog. E bine, astăzi îl avem pe Silviu și au trecut 30 de zile și vreau să văd schimbarea lui. Vreau să vedem cât a crescut în braț, piept și mai departe și neapărat cât a crescut în forță. Cum ți s-a părut până acum? A fost ok planul alimentar pe care l-am conceput? Da, i-am fost pe mine. Da? Da. I-am schimbat? Da, și antrenamentele? Ok. Vrei să schimbăm ceva la antrenamente sau a fost ok? Nu, e bine, mi-e place. Așa te vreau, asta trebuia să fie răspunsul. Nu trebuia să-mi zici că trebuie să schimbăm, pentru că știți foarte bine, nu trebuie să schimbați antrenamentele, trebuie să rămâneți cu același antrenament și să creșteți progresiv greutatea. Să aplicați tehnica progresiv overload pentru a ține creșterea masei musculare. Și de asemenea, i-am conceput un plan alimentar deoarece sunt tehnician nutriționist acreditat și pot să fac asta, așa că nu vă impacientați, nu i-am dat să mănânce tot felul de prostii. Haideți să trecem la măsurători până un alt. Mai întâi de toate, proba cântarului, da? Da. Vezi că dacă n-ai, stai puțin, dacă n-ai pus nimic pe tine, mă nu mai face acasă. Nimic, ia. Cât ai avut prima oară? 47, fix. Adică ai pus un kil 700 pe tine și încă ai abdomen? Da. Ia ridică tricoul. Mamă, ești nebun, păi abdomenul mai bine ca la început. Pa, hai să te văd și la măsurători. Și a venit timpul să facem posing-ul, filmarea cu progresul lui. Hai să vedem. Mamă, monstru, băi. Bă. Și a venit timpul să-l strangulăm pe Silviu, nu glumesc. Facem și măsurătorile ca să vedem cât a crescut în braț, piept și așa mai departe. În braț avem 29,5, după cum se poate vedea. De la 27. Cât? De la 27. Ce? Bă, tu vorbi serios, fără mișto. Când am fumat găbunul ăsta, toate și aveam 28. Băi, ești nebun? Da. Ești prima oară avut 27? Da. Uaa, nu-mi vine să cred, bă! Sută fix în cap. 80 avem aici, 80. Ia, la gambă. Nu, gamba nu crește niciodată, bro. Stai liniștit. Avem 31. Orice în afară de gambe. 45,5, după cum se poate vedea. Și după cum se poate vedea, în talie avem 68,5. Spatele. Avem 40 de centimetri, după cum se poate vedea. Da, băi. 34. 6 centimetri în spate, bă, dă-te încolo. Bă, zi-mi distribuitorul, te rog eu frumos, zi-mi și nouă ce faci. Zi-mi unde e, vreau și eu. Dar zi-mi sincer, pastile sau injecții? Injecții. Injecții! Avea luată înainte ce să facem. Și cam acestea au fost măsurătorile, oamenii mei. Acum trecem la exerciții, să vedem cât poate să împingă. În cazul în care n-a crescut în forță, o să trebuiască să se antreneze singur de acum încolo, că nu mai antrenez. Așa că haideți să vedem. Și testăm, bineînțeles, acum ca la început forța, după cum v-am zis. Facem bench press, după tracțiuni, flotări și umeri. El știe cel mai bine că da. El s-a antrenat. Mamă, se văd rezultatele. Monstru. Haideți să vedem și cum stăm cu forța. Parcă cu atât ai făcut la început, nu? Da. Acum se încălzește cu vara goală. Ține de încălzire, ca să înțelegeți. Una. Mă iei la greutăți? 3 luni? Și acum punem 10 pe fiecare parte, adică 40 de kilograme. Cât de repede ar crezi de acum? Pe cât a făcut prima oară? Face 20 acum, lejer. Nu, nu face 20. Dar 10 măcar. Fac 10. Dacă faci 10, trebuie să dea lumea 10.000 de like-uri. Dacă tot îl avem pe Ghiduși aici, aia spuneți, vreți să facem post-challenge? Eu cu Silviu și cu Ghiduși. Ia, scrieți în comentarii. Și am văzut așa. Acum e momentul adevărului. Haide mă! Și
bine, mă. Ținând cont care și febră. Bravo. Ești bun. Cu 10. Da, da, și cât de corect a fost asta. Da. La modul ăsta. Eu fac 50. Deci în 30 de zile am adăugat 20 de kilograme pe bară. Dacă continuăm așa. Acum e momentul să facem tracțiuni, parcă prima oară ai făcut 3, nu? 3. Da, 3. Dar acum poate face 3 corecte. Să luați oricum n-ai făcut deloc tracțiuni, nu? Nu. No. Deci timp de 31 de zile n-am făcut deloc tracțiuni. S-a grăbit. E un progres sincer la tracțiuni, chiar e un progres, la început nu putea să facă deloc corect, dar acum nu tocmai 100% corecte, dar măcar le-a făcut și acum facem flotările, le făceai cât de cât, ok? Da. Acum haideți să vedem cât de bine le face și câte faci. După flotări urmează ultimul exercițiu și anume presa deasupra capului. Prima oară ai făcut 4, da. La primul video, acum o să încercăm să facem cu 8. Eu nu mai zic nimic, las fel. Progres dublu chiar. Și oamenii mei, cam acesta a fost vlogul. Sper că v-a plăcut schimbarea continuă, deoarece nu se termină totul aici. De-abia au trecut 30 de zile. O să mai urmeze încă 60 de zile de schimbare. Trebuie să fii 100% dedicat. Și nu uitați să-l susțineți în comentarii. Lăsați un comentariu și un like pentru a-l susține. Și dacă și voi vreți să faceți o schimbare și vreți să apăreți ca el pe canal, nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu dorința voastră de ce vreți neapărat să faceți schimbarea aceasta în viața voastră. Și noi până atunci o să trecem la antrenamentul de picioare, iar acum cu Silviu și Ghiduș care e în spatele camerei, așa că v-am lăsat, nu uitați să lăsați un like, ne vedem la următorul vlog, #maniac, pace!